vă salut! Astăzi o să vopsim în capacele de la stâlpii de la gard, de la intrare de la atelier. Dăm două straturi de vopsea cementol pentru beton. Apoi trebuie să dăm cu amorsă pe stâlpi și mâine o să aplicăm marmoromul. Am vrut ca să schimb culoarea. Marmoromul nu se potrivește cu această culoare. Marmoromul nu s-ar fi potrivit cu culoarea crem, așa că am decis să îi dăm roșul acesta. Insistăm până când astupăm toți porii. O să astupe și la al doilea strat. Aici dăm două straturi. Chiar dacă murdărim stâlpul, nu e nicio problemă, dar vreau ca să dăm bine la bază. Deci această vopsea se mai numește, este ca un impregnant. Spune că în beton intră până la între 3 și 5 mm. Deci nu rămâne la suprafață. Acum aceste capace nu sunt la fel ca betonul de gard sau betonul de la centuri, sau este un beton foarte vibrat și au și ceva aditiv, pentru că sunt deja prefabricate și sunt la gata. Au și culoare în ei. Cremul acela nu este de la ciment. Nu am mai vrut ca să fac un cofraj și să fac eu capacele, pentru că am luat timp. Dacă erau mai multe capace, făceam. Cu toate că aș fi putut să fac un video, dar a fost mult mai ușor să le cumpăr de-aia. Așa o să fac și la celălalt. Apoi o să pregătesc amorsa și să o aplicăm. Acum aplicăm grundul pe stâlpii aceștia. Amorsă sau grund. Eu îl văd ca un grund. Suprafața pentru marmorom. Deci cum este
grundul pentru decorativă, așa este și grundul acesta, sau amorsă, cum vreți să-i spuneți, pentru marmorom. Deci când se va usca, se mai albește. Aplic cu acest trafalet mai mic, nu mai murdăresc un trafalet mare, nu avem suprafață mare de dat. Avem doar doi stâlpi, stâlpul acesta și cel din stânga. Îmbibăm bine suprafața. Dacă mai avem găuri sau crăpături, insistăm ca să intre bine în crăpături și în găuri. În felul acesta o să fac până o să termin ambii stâlpi. Apoi mâine după ora 12 o să vin să aplic marmoromul. Înainte de a aplica marmoromul trebuie să îl amestecăm. Ca să îl amestecăm folosim acest mixer. Dacă nu-l introducem repede în apă, se întărește foarte repede. Spălăm bine mixerul cu o perie. Acum merg ca să aplic acest marmorom pe stâlpii de la gard. Am făcut stâlpul acesta cu marmorom. Așa arată. Când se va usca, albul acesta devine transparent și o să iasă în evidență doar piatra. Acum o să începem să facem acest stâlp. Acum o să vă arăt cum aplic marmoromul. Mai greu este la soare, pentru că se uscă foarte repede, dar avem puțin și nu o să ne afecteze. Aici avem marmoromul în felul acesta. Așa arată marmoromul. Marmoromul se dă puțin mai greu de ca decorativa. Am măsurat la partea de jos ca să putem să recuperăm ce cade. Nu vreau ca să pun scoci pentru că în locul acesta o să trebuiască să rașchetez tot betonul
Betonul l-am tras într-o zi ploioasă și nu a ieșit ce trebuie. Și vreau ca să-l rașchetez cu o mașină de rașcheta marmură. S-a depolizat. Putem să aplicăm și cu mistria. Și apoi îl nivelăm. Marmoromul se aplică cât este piatra de groasă. În caz de este suprafața este prea groasă, nu se îndreaptă bine, nu se aranjează. Încercați ca să țineți găleata la umbră, să nu stea la soare, pentru că se întărește adezivul pe găleată și atunci când luați marmorom o să se desprindă și o face probleme la tras. Ca să ajungă materialul unde dorim, apăsați și mișcați gletiera sus-jos sau stânga-dreapta, cum vă doriți, ca să poată să fugă marmoromul și să ajungă în locurile unde avem nevoie. Acum îl nivelăm. Atât este ce am adunat. Tragem până când ajungem la grosimea la piatră, un milimetru jumate sau doi. Dacă noi dăm gros marmoromul, degeaba ne-am chinuit să facem suprafața dreaptă cu adeziv, pentru că la lumina soarelui, el se va vedea strâmb. Deci am dat așa, acum dau și invers. Deci adunăm tot materialul în exces. Surplusul de material trebuie adunat. Deci când aplicați material și glet și marmorom decorativă, trebuie să aplicați tot timpul în două sensuri, ca să iasă drept. Și acum luăm invers. Și acum ultima mână, ultima trecere, o să o facem cât mai înclinat posibil. O să-i dăm față.
în felul acesta. Acesta este rezultatul pe care l-am obținut. Dacă vreți să protejați partea de jos, puteți să puneți o gletieră sau să puneți o bucată de carton sau scoci cu carton, scoci cu folie. Nu am mai făcut marmurăm de vreo 7 ani. Dar acest lucru este ca mersul pe bicicletă. Acum luăm surplusul. Facem în felul acesta să vedem dacă avem striuri, dacă este drept. Secretul este să nu rămână goluri. Trebuie să rămână omogen. Dacă rămân găuri, apa se infiltrează și se va desprinde atunci când va veni înghețul. Avem această gletieră de colț. Și nivelăm colțul.
uite așa colțul frumos. Avem un colț foarte frumos. Acum o să ne mutăm pe partea cealaltă. Avem muzică de la vecini. Acum trebuie să dăm laturile acestea două. Am pus umbrela să nu mai bată soarele direct în marmurom. Acum o să aplic marmoromul. Mai avem un sfert de găleată. Dăm prima dată grosier, apoi o să nivelăm. Să nu credeți că se dă ușor, se dă foarte greu, dar în principiu este floare la ureche, pentru că știm cum se aplică. Trebuie să aveți răbdare. Dacă nu aveți răbdare, să nu vă apucați. Răbdare este principalul secret pentru a face o treabă bună. Acum dăm ultima latură a stâncului. Încerc ca să-l dau mai ușor și mai subțire. Thank you.
Ce m-a venit de Revelion? A venit ăștia cu capra? De bate așa la Lidia, nu? Bate și cu ritm. Păi... Și am obținut acest colț. Așa arată terminat. Pe crud. Se vede adezivul acela alb în el. Când se usucă devine transparent. Aici deja a început să se usuce și a schimbat culoarea. Se vede mai bine la umbră. A intrat și în reacție. Și acum, într-un timp liber, o să montăm șinele ca să punem pe poziție poartă. Să avem
poarta pusă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu, să distribuiți. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!